mare a exact a celor care ar putea să schimbe după ce s-a făcut acest upgrade. E în avantajul general, nu că le dăm de lecții. După care, paradoxal, după 30 de ani deja universități, mari din lume au deja Board of School of Economics, nu-și pune problema să facă altfel și are deja departament specializat pentru a face training-ul acestor persoane. A doua problemă, începând din 2004, în Casa Albă, există program pentru training-ul diplomaților pe problema de complexitate, ca să poată să simtă puțin, cum să spun, să ia decizii într-o lume în asta multidimensională. Noi avem în țară școli specializate care nu vor fi, n-au fost până acum accesate sau folosite. În schimb, încep să vină din afară în continuare și noi le facem loc venilor să vină să ținem cursuri într-un limbaj aproximativ, într-o formă de a vinde cursuri și nu a dărui cursuri și așa mai departe. Deci poate ne ajutăm să vedem cu datele respective cum reușim să valorificăm o expertiză pe care Andy și Alona a generat-o și în grupul nostru avem destul de multe asemenea lucruri deja surpate și trăim măcar o dată. Cam asta ar fi, să zicem, ideea principală. Ați subliniat un lucru că managementul și antreprenoriatul sunt două lucruri diferite. De multe ori, multă lume le confundă. Și vreau să știu dacă există studii și despre modul în care se iau în același timp în seamă și situații, și aptitudini, și motivații de antreprenoriat atunci când o întreprindere funcționează sau, deci, practic, se alternează atitudinea managerială cu atitudinea antreprenorială într-un ansamblu care este o întreprindere și încă o situație în care la fel, atitudine, situații și motivație să se iasă dintr-o întreprindere și asta e o atitudine antreprenorială și lăsând în viață lăsând o întreprindere în viață, o întreprindere funcțională. Mai e una, să dezinvestească la timp. Orice logică asta, dacă intru pe o logică în care sunt deschis către experiența de tip quantic, consider că trăiesc într-o lume de entități și procese, deci toate lucrurile au început, desfășurare și sfârșit și final. Și le văd așa. Deci nu văd întreprinderea și rezultatul ei, activitatea aia, ca ceva care va continua până la nesfârșit. Durata contractului de muncă e nedeterminată, nu e nesfârșită. Se face o mică confuzie. Aici e nedeterminată. Poate să veni moartea subit oricând. Totuși. Nu e nesfârșită. Așa și copilul ăsta creat de antreprenor, care este unitate, afacere respectivă, trăiește, el îl iubește, e atașat de copilul. E foarte greu să-l convingi să-l dea altuia, ca să-l crească mai departe. Și mulți au ieșit cu aici. E foarte greu dacă a rămas în afacere, zici, nu vezi că nu mai merge, dacă vrei să culegi și roadele, lasă-l să moară acum, nu mai ține artificial în viață, dezinvestește la timp. Sunt două puncte. Aaron știe mai mult în zona asta ce studii s-au mai făcut de nedepășit. Bine, acum să fac o mică completare la ceea ce spui. Într-adevăr, hai să se face deosebirea, întâi s-a făcut deosebirea între manager, administrator, manager cel care știe cum să facă, și zicem lider, liderul care știe ce să se facă, dar doar intuiește sau își propune să facă așa ceva. Bun, vedeți că întreprinzătorul este tot unul de tipul lider sau liderul de tip întreprinzător, depinde cum vreți că prima dată cu întreprinzătorul, care până la urmă caută ce să se facă. Deci, în principiu, când vorbim de un startup, vorbim de
faptul că, de fapt, tu știi cam ce vrei, dar încă nu știi. Tu trebuie să cauți acea formă de organizare, arhitectură de organizare, cum spunea Andy, acea arhitectură de organizare care să îți dea posibilitatea să devină viabilă la un moment dat. Că dacă nu, deci, în general, și aici aparte că până acum vreo 7-8 ani în urmă, în general, ideea de antreprenoriat și modul în care a văzut antreprenorul în toate panile universele din lume, era privit ca startup-ul antreprenorial, era privit ca o mică întreprindere mică, o versiune mică a unei întreprinderi mari. Întâi a fost, să zicem, întreprinderea mare în care se spunea totul, tot ce înseamnă, toate funcțiile organizatorice, tot ce vreți, cum a fost dezvoltată de la începutul secolului 20, în 1910, de la Taylor în Bace și cam mai departe. Și ei, acum de vreo 7-8 ani, 10 ani de zile, practic, acum sunt ca aproximativ 10 ani de zile, s-a spus nu. Startup-ul, deci mica întreprindere, cu totul altceva decât întreprinderea mare și trebuie să o tractă altfel decât se face până acum. Și într-adevăr a început să se facă. Și, dar acum vedem că de fapt, antreprenorul este cât de cât echivalent cu liderul. Liderul e privit, de exemplu, să chiar am nevoie de un lider care să mă scoată dintr-o situație care spunea Andy, nu mai ține, a trebuit să dezinvestesc, dar să propună altceva, acel altceva, să facă tranziția spre altceva. Antreprenorul, deci, este cel care începe și care, sigur, până la urmă, și pentru așa ceva, noua viziune asupra antreprenoriatului este a căuta acea formă sau arhitectură, cum îi spunea, organizatorică, care permite să devii viabil într-o piață. Și după aceea, sigur că în momentul în care ai făcut, ai găsit forma și în sensul, se spune acum, vorbește modelul de afacere adecvat, atunci treci la activitatea managerială. Până atunci tu lucrezi într-o, să zicem, condiție cu totul alta, care este alta decât cea de a conduce și a manageria lucrurile, față de cum când cauți. Tu ești în situația antreprenorului, este în situația de căutare. Caută model de afaceri, caută viabilitate, caută noutate, caută sigur care să transpună în așa ceva. Până aici sunt multe lucruri care se mai pot discuta, dar mă opresc acum cu... Bun. Prin excelență, e o cercetător acțiune. De fapt, asta este concepția pe care am... Asta a fost cel mai greu lucru, să convingem interlocutorii. Pentru că noi am avut cercetarea acțiune. Am dus, am vorbit, le-am propus să-i ajutăm să implementeze, să facă proiect. Din interacțiunea asta, nu vezi, este primul mod. Am aplicat cumva un principiu al lui Freire. Întâi înveți tu ca profesor de la student și după aia începi să-ți înveți studentul. Întâi trebuie să-i știi limitele, să-i știi micile lui aspirații, să-i știi, să-l înveți tu pe el. Paulo Freire a avut un mare, a fost un fenomen de alfabetizare a Braziliei, care a reușit să reducă timpul de învățare pe alfabetizare la 40 de zile și să alfabetizeze mase. Pe principiul 80-20, asta însemna o revoluție în societatea braziliană. Exact pe lucrul ăsta. Nu se ducea ca să asta e asta, asta e ce, se ducea în comunitate și mergea cu ei prin oraș să vadă ce ar vrea să citească de pe reclamele, semnele la care nu aveau acces. Și deci le-a învățat nevoile și polarizările lor. Iar Ana Remer era făcută cu chestii din orașul lui, în timp ce învăța, el avea și beneficiu direct al acelui învățăt. E un spirit extraordinar. De la el s-a inspirat Augusto Boal, Teatru Forum, Teatru Statuie, toate formele astea de aplicare a teatrului în societate pentru rezolvare de probleme sociale, de conflicte sociale. S-a fost folosit pentru reforma Sistemului de Cultură și Învățământ din Franța. Tehnica asta nu e... un alt spirit, de fapt, undeva
America de Sud vine cu o prospețime în mult prin intelectualitate, ea aduce multe. Mie așa mi se pare, că Aronel poate să sună. Are o prospețime și păstrează oarecare autenticitate umană de mersul, de mersul ei. Da, într-adevăr așa este, mă rog, vreau să mai dau o fațetă care e foarte importantă, de fapt pe care am încercat să aplicăm în cadrul cercetării noastre. Ideea este că, în general, până acum toată lumea vorbește să faci o piață, de exemplu, să fie funcțională. Ok, o piață o faci funcțională în măsura în care o piață e cunoscută. Dar problema în zona cel puțin a inovării, a antreprenoratului inovativ, putem face oricând o lăsire între antreprenoratul obișnuit și cel inovativ. Antreprenoratul inovativ, el nu face, el ce face, el generează o nouă piață. Deci, și problema este și începe din ce în ce mai mult pe dinamica asta foarte, foarte accentuată, rapidă, spuneți cum vreți, în care trăim în zilele noastre. Problema nu este să faci o piață funcțională, ci să fii printre primii care generezi noi piețe. Să ai capacitatea, cineva știi, să genereze piață nouă. Bun, pe noi nevoi, pe ce vreți, porniți de la piață, porniți de la tehnologie, porniți de la o situație, dacă vreți, situația mai complexă, nu numai doar nevoi și așa mai departe, dar ideea este de cine știe să genereze mai rapid o nouă piață, acela va câștiga în competiția viitoare, a viitorului. Am o întrebare din experiența mea personală. Sunt oarecum un antreprenor într-un startup pe medicină alternativă cu abordare destul de complexă și holistică. Finanțarea pentru acest business am luat împreună cu statul român, cu fondurile ale statului, dar condiția a fost să renunț la partea de inovație pe care o aduceam. Piața există, am făcut studii de piață, deci există pentru serviciile pe care le-am oferit, dar m-am oprit de blocajul de la un interviu în care, pur și simplu, intervievatorul nu avea cunoștințe. Prin ce program? Pe postul. Pe postul. Da. Deci, acum deja mă